Astăzi, 21 mai, românii sărbătoresc una dintre cele mai importante sărbătorii pentru țara noastră. Sfinții Constantin și Elena, ale căror nume sunt întâlnite foarte des în rândul cetățenilor, au fost prăznuiți la Catedrala Episcopală din municipiul Drobeta Turnu Severin. Creștinii ortodoxi îi sărbătoresc pe Sfântul Împărat Constantin cel Mare și pe mama sa Elena, cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. Datorită sfinților Constantin și Elena, creștinismul a devenit religie interzisă, jertfele sângeroase au fost interzise, iar duminica a devenit zi de odihnă în Imperiul Roman. Astăzi, în data de 21 mai, Biserica creștină prăsnuiește pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena. Ei se numesc în tocmai cu Apostolii pentru că, prin edictul de la Milan pe care Sfântul Împărat Constantin l-a dat în timpul când el era împărat, în anul 313, întreaga creștinătate a primit libertate, libertatea credinței, libertatea de a se ruga. Pentru că, până la Sfântul Împărat Constantin lumea creștină a fost prigonită de zece împărați prigonitori. Sfântul Constantin, când a purtat o luptă cu Maxențiu, seara înainte de a purta lupta, i s-a arătat în vis semnul Sfintei Cruci și de desubt scria, cu acest semn vei învinge. Așa că fiecare luptător a purtat semnul Sfintei Cruci și în felul acesta au învins armata mult mai numeroasă a lui Maxențiu. Și noi creștinii, toți cei ce credem în Hristos, să purtăm semnul Sfintei Cruci și să avem nădejdea și credința căci prin crucea pe care Hristos s-a răstignit, noi vom învinge toată puterea celui rău. Mama sa Elena a fost la muntele Golgota în Ierusalim și a aflat Sfânta Cruce pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost răstignit și a fost adusă în Imperiul Roman și a fost ridicată în fața întregii creștinătăți. La mulți ani, tuturor celor ce poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena, să vă dea Dumnezeu sănătate și la toți cei dragi dumneavoastră. Hristos a înviat! Sfinții Constantin și Elena sunt sărbătoriți în fiecare an pe 21 mai când creștinii ortodoxi din România au mai multe tradiții și obiceiuri pe care le respectă. Am de dimineață la biserică, am făcut colibă pentru morți. Acum am trecut să mă închin și eu la sfinții noștri și Sărbătoriți? Nu, nu am, care au fost în viața mea, s-au dus. Nu mai am. Peste 1,75 milioane de români își serbează astăzi onomastica, numele de Constantin, dar și de Elena fiind foarte des regăsite în rândul cetățenilor, având și diverse derivații.